Bine te-am regăsit, Cristina. Toate ce așa firavă și așa indecisă și așa temătoare. Ieri te-ai grăbit? Am senzația că ăsta e stilul tău de defilare acum, dacă stau bine să mă gândesc. Care? M-au demoralizat ieri. Te-ai demoralizat ieri? Cristina, profită de șansă. Din cauza ceea ce s-a întâmplat în Ritaș Studio? Da, pentru că mi se pare că s-a exagerat foarte tare. Cu ce s-a exagerat? Tu erai superbă și am exagerat. Nu, absolut deloc. Eu nu comentez decizia voastră, chiar o respect și am încercat să îmbunătățesc. Dar nu, în spate acolo în Ritaș, nu a fost chiar așa cum zice Cristina Mihaila. Nu mi-a arătat nimeni vreo 5-6 ținute. M-a ajuns acolo, hai, ia, fă! Alege. Păi sunt contract la nume, tu, Cristina, știi asta? Da, eu știam treaba asta, dar era prima dată pentru mine când intram acolo. Era a, trebuia prima să te ia mai ușor un pic. Da, eu n-am fost nici măcar așa să văd cum arată Ritaș, adică ce am văzut la televizor. Ilinca, problema e că spre deosebire de celelalte fete care au venit ulterior, Valeriei, care este singura concurentă care are ceva probleme pentru care niște dimensiuni foarte mici. Ea a venit pe ideea că, dom'le, Valeria a făcut figuri prima dată și o să fac și eu pentru că așa e foarte bine. Da, a spus asta eu Cristina sau asta? Nu, a spus dacă Cristina. Valeria a putut, eu de ce nu pot? No. Păi, se poate, serios? Pentru eu că... Eu nu am spus ai așa ceva. Ai venit cu gata, a făcut Cristina? Nu e adevărat. Păi stai puțin, că e mai cuvântul tău împotriva Cristina Mihaila. Păi da, și eu am câștig de cauză, că eu n-am zis așa ceva, ești foarte natural, dacă am ceva, dacă aș fi avut să zic ceva în față, crede-mă că ți-aș fi spus. Păi și Cristina, de ce ar minți? Păi întrebați-o pe ea. Am spus eu așa ceva. Am spus că într-adevăr ea a început să spună că de fapt nicio concurentă nu a comentat. Și eu mi-am adus aminte că la prima defilare și Valeria a plâns la Ritaș că nu ți-a plăcut cu chestia rusească, că așa. Nu știu ce. Eu n-am spus nimic altceva de Valeria. Și ce ai zis? Asta i-am zis, că ea a zis că ea a colaborat foarte bine cu toate fetele că, și ca și cum problema ar fi fost strig la mine. Lucru pe care da, tu știi, Cristina, iartă-mă că te întrerup. Tot ce se întâmplă acolo este filmat de la da, început normal. Și până la final. Adică da. Cumva există o probă, e o înregistrare da, acolo, se înregistrează tot ce vorbiți. Da, o probă să-mi arate acele 5-6 ținute pe care mi le-a propus și eu l-am refuzat ca o... Păi câte ținute i-ai propus, Cristina? Au fost 4-5, chiar 6 ținute, era iar Cristina... Eu, sperească Dumnezeu, pe care duce, am pus Cristina. Eu mâna pe umeraj, probabil. Fii atentă, îl prindeam aici, îi prindeam două funde în părți. Și îi puneam niște... Ia, stai puțin. Ia vezi mă rochia asta, care e pe un număr. Bine, hai alegeți tu ce-ți place atunci. Aveam o fustă la el de dantelă, da. Păi ți-o arăt. O să încercăm combinația dintre un hanorac și o fustă. Sperăm să fie reușită de această dată, pentru că Cristina nu prea se poate hotărâ. Până la urmă o să aleagă ceva și o să se afișeze în fața jurului. Sperăm că așa cum se cuvine. Dacă nu, fustă. Du-te și pune fustă cost. Am găsit, se pare, combinația câștigătoare. Sperăm să funcționeze. Dacă nu-ți place ținuta, alege altceva tu. Fată, calmează-te și nu mai plânge. Nu, mă calmează, pentru că strici imaginea. Ai început să spui că eu n-am pus mâna pe nimic, că n-am făcut nimic. Ce vrei să fac cu asta de aici? Mi-a dat materialul ăla crunt de urât. Care dragă crunt? Care e foarte frumos. De acolo. Eu nu cred că tu nu l-ai fi apreciat niciodată, sincer. Trebuie să aveți încredere una într alta. Exact. Despre asta e vorba. Pentru că stai să spun. De când am intrat m-am luat super tare și măcar n-am avut timp să mă uit la nimic. Ne întoarcem. Da. Dacă tu spui că stric imaginea, hai fă-ți-o tu mai bună și alegeți tu. Păi pentru că așa a făcut să pară. Eu am impresia că voi nu aveți măsura cuvintelor, dar mă rog. Da, eu îți spun sincer, pentru că efectiv, hai. Da, uite, și eu spun sincer, dacă tu ai abilități stilistice, alegeți cum alegi colegele tale. Nu am ce să aleg din burțenia asta, zic sincer. Dacă nu poți tu, poate pot ele, na. Eu n-am cu ce să te ajut, trebuie să decidem împreună o ținută din propunerile tale. Și tu urli sus și tare că ai ales asta. Vrei să-ți arăt materialul de pe cameră? Cine l-a luat? Haide, nu mai, deja n-are sens. Deci îl tapăm. Nu-l mai tapăm. Și ți-am mai spus încă ceva aici în Ritaș Studio, atunci când ai țipat sus și tare, că eu și Moris să stricăm imaginea. Nu este în avantajul tău și o să realizezi, dar poate peste 2 ani.
Ok, oricum eu te respect foarte tare pe tine, sunt convinsă că ai dreptate și vedem peste 2 ani. Dar n-am afirmat că Moris... Te vede foarte tare că mă respecti atât pe mine cât și pe Moris și probabil și pe ceilalți. Dar nu am făcut nicio afirmație la adresa lui. Chiar n-am făcut, acum pe bun. Cristina Mihaela, îți mulțumesc tare mult. Cred că m-a luat prea tare și aici m-a intervenit toată chestia asta. O să te obișnuiești, stai liniștită, că o să trecem prin toate de-a lungul acestei competiții. Spune-mi povestea de astăzi. Povestea, povestea în felul următor. M-a sunat tata să cobor repede să mergem la notar, să-mi revindic singurul bun, care este o scamă, pentru că a aflat de tatuajul meu grație lui Moris. Și eu știam că va urma oarecum dezmoștenire, pentru că chiar mi-a spus treaba asta și el chiar nu știa de tatuajul meu și chiar a aflat din gală. Părerea jurului despre poveste. Da, și a prezentatorului. Uite-ne pe toți cinci, ia uite-ne. Superb a fost. Bine, hai să trecem peste asta. Să zic acum. Haide, vino. Vino aici lângă mine, hai mai bine să stăm de vorbă cu fetele. Să mă scoată cineva din treaba asta, că nu. Valeria, scoate-mă tu. Oricum, am înțeles că ești un model pentru Cristina și atunci... Da. Mă bucur că încerci cumva să mă emiți și ai văzut că succesuri care au fost în prima emisiune cu acest lucru, dar... Succes? Despre ce? În fine, ai să înțelegi tu după, dar nu cred că ai reușit astăzi să faci un styling reușit. Ok. Mulțumesc, Valeria! Nu am nimic cu tine și nu cam niciun fel de subiect. Nu cred că am de câștigat. Te-am zis așa ca să știi. Mm-hmm. Ok. Aș mai fi întrebat aici două, trei. Mă iertați că mă roade curiozitatea. Lasă, nu mai contează. Discutăm noi și mâine, că și mâine este o zi. Deocamdată, Cristina, în fața juraților. Of, nu știu ce să spun. Începând de la funia aia care e legată de gâtul tău și care atârnă așa pe spate, ca o funie. Zici că e un laț care stai să te spânzuri cu el. Ferească Dumnezeu, da. Până la costumul ăla de baie, care n-are nicio legătură cu fusta asta, care e frumoasă. Nu e costum de baie. E frumoasă fusta? Chiar din denim. Cizmele iară nu sunt urâte, dar nu în contextul ăsta. Fusta e frumoasă, repet. Dar nu ai, nu așa. Ori o puneai cu o bluză cu volume. Da? Alb. Da, m-am gândit, am zis să nu... Ori iară revin, mi s-a pus un fix cu felăncile acum și cu pulover. Deci puteai să faci să fii un all black din ăsta mișto și aia nu trebuie să vă împopoțonați dacă nu sunteți în stare, dacă nu știți ce să faceți cu piesele. Nu e un street style ăsta, nu este. Și fusta puteți să folosești piesă centrală, dacă aveai un body, un om alet, așa cum spunea Cătălin, și te continua și cu cizmele și făceai așa... Iară... Nu știu, făceai un... Ce? Pullover din ăsta, ceva, un... Făceai un ce? Un ce, un all black. Eu, sincer, te-aș fi trimis pe tine la Ritaci. A fost și ieri. A, da. Ce facem? Nu putem în fiecare zi. Le salvăm așa zi de zi de zi de zi. Da, din păcate, itemurile nu se întâlnesc la mijloc absolut deloc. Și lăsând la o parte, că asta o să puncteze Moris mult mai bine ca și mine. În momentul în care defilez pe piesă la lui Beyoncé, da, Around da, bravo, the World chiar. Girls. Sorry, Beyoncé este unul din artiștii mei de suflet cu care am crescut. Are un mesaj puternic, este o feministă convinsă, este un caracter puternic, este o artistă care fix asta emană. Nu pot să defilez așa. Trist. Mie mi-ești foarte simpatică. Avem și această afinitate. Ne glășbim și într-o genevă, dacă vrei, în ce vrei tu. Dar stylingul ăsta mă sperie. Este cumplit. Și cum faci tu când te sperii? În niciun fel. Pur și simplu. Pot face mai multe feluri. Dar nu-ți arăt acum. Te-a speriat pe interior, regina. Mă conțin. Iubesc acest termen, jur. O să ți-l împrumut. Te rog, dragă. Mă conțin. Da. Foarte tare. Tu desconține-te din punct de vedere stilistic, în schimb. Hai să vedem calificativele, fără conțineri, vă rog. Ce să mai totuși vedem că... Fără. Da, da.
I-ai lăsat fără cuvinte pe jurat. Să știi că rar se întâmplă treaba asta, Cristina, și nu e de bine. Asta e mai grav. Ai rămas și tu fără cuvinte, văd. Nu. A, nu, le mai ai? Da. Păi ea vorbește cu cei de acasă, măcar. Dragii mei, dacă voi încă credeți în mine, votați fără rețineri 10 la 1 de 06. Mulțumesc.